O mare parte dintre cetățenii români se consideră religioși și credincioși, însă nu sunt prezenți foarte des la biserică. Aceștia merg de cele mai multe ori ocazional sau doar la sărbătorile mari. Deși religia este un aspect important în viața fiecărui om, mersul la biserică este practicat doar la câțiva dintre aceștia. Întrebați mehedințenii dacă se consideră persoane credincioase, aceștia au răspuns că da, dar nu chiar ca la carte. Dumneavoastră sunteți o persoană credincioasă? Nu foarte credincioasă, nici necredincioasă. Mergeți des la biserică? Nu prea des, dar mă gândesc tot timpul la Dumnezeu, că fără El nu putem să facem nimic. Sunteți o persoană credincioasă? Da, foarte. Dar nu merg în fiecare duminică la biserică. Mergeți des la biserică? Ocazional. Sunt o persoană religioasă, dar nu merg în fiecare duminică la biserică, dar nu pot să spun că nu cred în Dumnezeu. Conform barometrului vieții religioase din România, cetățenii merg la biserică doar o dată pe săptămână, ocazional sau doar la sărbătorile mari. Da, sunt credincioasă, nu mă consider, chiar sunt. Și mergeți des la biserică? Sinceră să fiu, nu merg atât de des la biserică, dar am icoana mea, mă închin la ea și consider că e bine ce fac. Dumneavoastră sunteți o persoană credincioasă? Atât cât se poate. Mergeți la biserică? Foarte rar. Sunteți o persoană credincioasă? Da. Mergeți des la biserică? Nu așa des, dar merge. Indiferent de confesiunea la care aderă, românii cred în existența lui Dumnezeu într-un procent covârșitor. De asemenea, icoanele sau alte obiecte religioase sunt nelipsite din casele multor cetățeni, deși nu merg atât de des la biserică.